Roland Garros a fost un turneu fantastic pentru Horia Tecău, dar Constanțeanului i-au lipsit câțiva centimetri pentru a ajunge la fericire. Partida care trebuia să fie o nouă confirmare a valorii cuplului Horia Tecău Jean-Julien Roger a început prost pentru favoriții 5 în mai puțin de 10 minute de joc, scorul fiind deja neverosimil. 0 la 3 și break la 0 făcut de adversari. Cursa de urmărire începută din jocul 4 a fost plină de emoții, dar Horia și Jules nu au știut să gestioneze momentul favorabil și au risipit 2 mici de break plus șansa de a reintra în set. Așa s-a făcut 5 la 2 în loc de 4 la 3. Finalul parțialului fiind fad pentru 6 la 3 melododig. Setul 2 a fost așa cum trebuia să fie numai până la final. Deschis cu joc la 0 de către român și olandez, acesta a continuat cu un nou joc frustrant pentru aceștia. De la 40 la 0, Dodig și Melo au întors spectaculos prin 5 puncte consecutive și au egalat la 1, iar până la 5 la 5, nimeni nu a mai reușit să-și împingă în corzi adversarul. Din păcate, în al 11-lea joc al setului și al 20-lea al meciului, Horia și Jules au greșit, iar valoroșilor adversari nu au refuzat cadoul. Au închis jocul la prima oportunitate de break venită de la 15 la 30 și apoi meciul din a doua încercare, asigurându-și astfel o întâlnire de lux cu frații Mike și Bob Bryan în finala de la Paris. În ciuda eșecului pentru Roger și Tecău, parcursul de la Roland Garros rămâne unul memorabil, cei doi depășind performanța de anul trecut și chiar așteptările specialiștilor, fapt îmbucurător după 3 luni de secetă și rezultate frustrante. Punctele pe care le vom primi, 720, îi vor ajuta să-și consolideze poziția a patra din clasamentul pe acest an și în cursa pentru turneul campionilor. Iar moralul câștigat în Franța poate fi hotărător în competițiile pe iarbă ce începe peste 2 săptămâni. Acum Tecău se gândește deja la următorul turneu de mare șlem. La sfârșitul lunii va intra în lupta pentru câștigarea trofeului de la Wimbledon și are mari speranțe. De 3 ori el a fost aproape să se impună în competiția de pe iarbă, care se va desfășura între 29 iunie și 12 iulie. Jucătorul român a fost învins în ultimul act la edițiile din 2010, 2011 și 2012.